Încoronat atunci cu spin, acum e glorios. Atunci smerit el s-a plecat, acum lui ne păcatul ne-a purtat, în slavă îmbrăcat, cu strălucirea dragostei, Iisus ne-a luminat. Hai să cădăm împreună. Iisus, Tu ești victorios. Iisus, Tu ești victorios, slăvit e Regele Hristos. Iisus, Tu ești victorios, slăvit e Regele Hristos. Pacea ne-a adus, pe cruce atunci era străpus, prin el sunt viu acum. Iisus, Tu ești victorios. Iisus, Tu ești victorios, slăvit e și ai murit pentru noi, dar ai înviat. Prin puterea Duhului peste moarte a călcat, El Rege înviat, viața sa mi-a dat. Doar prin El trăiesc acum și proclam victoria. El Rege înviat, viața sa mi-a dat. Prin puterea Duhului peste moartea Rege înviat, El Rege înviat, viața sa mi-a dat. Doar prin El trăiesc acum și proclam victoria. El Rege înviat, viața sa mi-a dat. Prin puterea peste moarte a călcat, El Rege înviat, viața sa mi-a dat. Doar prin El trăiesc acum și proclam victoria. El Rege înviat, viața sa mi-a Hristos a înviat, Hristos a înviat.
rege piat, el rege înviat. Viața sa mi-a dat, doar prin el trăiesc acum și proclam victoria. El rege înviat, viața sa mi-a dat, prin puterea Duhului peste moarte a călcat. Hristos a înviat, mi-a dat viață în dar. Viața sa mi-a dat, doar prin el trăiesc acum și proclam victoria. El rege înviat, viața sa mi-a dat, prin puterea Duhului peste moarte a călcat. El rege înviat, viața sa mi-a dat, doar prin el trăiesc acum și proclam victoria. El rege înviat, viața sa mi-a dat. El rege înviat, viața sa mi-a dat. El viața sa mi-a dat. Aleluia, mulțumim, Iisus, mulțumim că așteptarea s-a împlinit în tine, Iisus. Ai fost căutat, cercetat de profeți secole și căutarea asta a găsit răspuns în tine, Iisus. Ai murit și ai înviat pentru noi și acum ești regele înviat, primești închinarea bisericii noastre. Îți mulțumim, Iisus, numele tău este putere. Și chemăm numele Tău peste fiecare viață, peste fiecare familie. Chemăm numele Tău peste acest pământ care are nevoie de speranță și de pace. Și te rugăm așa de mult peste orice minte tulburată să aduci pace, Iisus. Chemăm numele Tău. Hai să stăm câteva clipe fiecare din noi în rugăciune și să privim spre Hristos și să-L așteptăm pe El. Hai să ne rugăm.
Să fii înălțat.
noi să fie înălțat Domn al dragostei. Cânte lui Hristos. Să fie înălțat Domn al dragostei. Împărat. Să fie înălțat. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, stăm înaintea Ta în dimineața asta. Doamne, și pe Tine Te înălțăm. Tu ești motivul pentru care ne-am adunat aici. Doamne, biserica Ta, trupul Tău astăzi s-a întâlnit ca să-Ți aducă Ție toată închinarea, toată gloria, Doamne. Tu ești Dumnezeul adevărat, Cel căruia ne închinăm, Doamne. Și astăzi ne rugăm pentru fiecare dintre noi. Doamne, vorbește-ne Tu. Ascultă orice rugăciune care a fost ridicată din locul acesta. Doamne, lasă Tu har peste cei care sunt departe de Tine astăzi. Dacă e cineva între noi, Doamne, care e legat de vreun păcat, Doamne, ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos să-L dezlegi Tu astăzi. Tu ai putere, Doamne. Doamne, dacă e cineva care este în suferință, Doamne, astăzi ne rugăm ca Tu să trimiți mângâierea Duhului Tău Sfânt. Doamne, știm că Tu ești Dumnezeul viu care coboară lângă noi, Doamne. Și îți mulțumim, Iisus. Îți mulțumim că Tu astăzi ne vorbești și când ne închinăm înaintea Ta, când ne ridicăm vocile, când ne ridicăm brațele, Doamne, mâinile înaintea Ta, Doamne, Tu primești închinarea noastră. Îți mulțumim, Iisus. Te înălțăm, Doamne, și biserica Ta se închină Ție în dimineața asta. Amin. Amin. Puteți să ocupați locurile? Bine ați venit la Biserica Creștină Emanuel din Galați. Ne bucurăm de fiecare dintre dumneavoastră. Și cei care sunteți aici în clădirea bisericii și cei care ne priviți online. Domnul să vă binecuvânteze și să folosească tot ceea ce este aici pentru ca El să fie lăudat. Noi avem un talon prin care vrem să ne conectăm cu dumneavoastră și acolo în fața scaunului, în suportul dedicat special pentru asta, aveți talonul, așa că vă invit în următorul minut să îl luați de acolo, cred că și un pix acolo, și să completați. Dacă aveți nevoie de rugăciune, dacă vreți să comunicați într-un fel sau altul cu noi, vă rugăm să completați. Joi am avut o întâlnire cu frații în vârstă ai bisericii noastre și aici o poză cu toți seniorii Bisericii Emanuel, frați pensionari, i-am numit noi, de la 50 de ani în sus. Și au avut un timp frumos în care s-au rugat, au cântat. E și pastorul Mihai acolo, dar nu este fiindcă pensionar, dacă mă întrebați. E doar așa, că e pastorul nostru. A fost un timp frumos în care ne-am amintit cum a lucrat Dumnezeu în anul ăsta, în viețile fraților noștri. Și din nou trebuie să mulțumim aici la câteva persoane care au muncit la fel, multe, multe ori. Gabi Dumitrașcu și Natalia Coțobei, mulțumim pentru toată munca pe care ați depus-o ca la Crăciunul Seniorilor să fie un timp frumos pentru frații noștri. Dacă tot am început cu concertele de Crăciun și cu tot ce trebuie, amintim și pentru diseară. Avem concertul Fusion. Toți tinerii sunt chemați aici la ora 18. Corul Fusion va cânta și noi toți ceilalți o să ne bucurăm de ceea ce ne-au pregătit ei. Așa că vă invităm pe toți cei care vreți să veniți astăzi aici. Sâmbăta viitoare, 17 decembrie, vom avea un lanț de post și rugăciune. Și ceea ce vrem să facem este să ne luăm fiecare o oră din timpul nostru de sâmbătă, de la 9 dimineața până la 9 seara, aici la etajul 1, la biserică. Vă invităm pe toți să vă luați o oră. Eu am luat ora 9, de exemplu. Asta înseamnă că la ora 9 o să vin aici, o să am un ceas în care o să mă rog înaintea lui Dumnezeu, ca pe 18, concertul de colinde, să fie un moment în care mulți, mulți oameni să-L cunoască pe Domnul. Afară, în foaier, veți avea mai multe astfel de hârtiuții. Alegeți-vă ora în care veți dumneavoastră.
sâmbătă, ora 9. E pentru mine. Dacă aveți o altă oră mai bună, mai potrivită, alegeți de acolo. Nelly va fi acolo în foyer și veți putea lua o oră. Dacă nu mai sunt ori, vă dați seama, puteți să veniți. Sunt toată lumea are loc, nu e vorba de asta. Dar vă invităm pe toți să veniți. Iar duminică dimineață, 18 decembrie, la ora 11, vom avea aici concertul de colinde. Ce vă invităm tare mult să faceți este să vă invitați prietenii, vecinii, membrii din familie, cei care, despre care credeți că ar avea nevoie să audă despre Domnul Iisus Hristos, să audă Evanghelia Lui. Și folosiți toate mijloacele prin care puteți să faceți asta. Vorbiți, dați un SMS, trimiteți pe Facebook, luați o invitație fizică tipărită. Ioanela va fi acolo la recepție și, și veți putea lua câte vreți și câte aveți nevoie. Invitați! Invitați oamenii duminică, ora 11, la concertul de colinde al Bisericii Emanuel. La concertul de colinde ce vrem să facem este să strângem din ceea ce vrem fiecare să oferim, ca să cumpărăm mai multe cadouri pentru copiii din Ucraina. Așa că veniți pregătiți pentru asta, facem o colectă pentru copiii ucrainienilor și vă invităm să veniți pregătiți și în sensul ăsta. Asta e duminică, marți seară la ora 6. Vom avea Crăciunul Tinerilor din Galați, la Biserica Creștină după Evanghelie, Maranata, din strada Tecuci. Toți tinerii sunt invitați să vină. Vom fi toate bisericile evanghelice din Galați. Vom avea un timp al nostru în care ne amintim despre nașterea Domnului. Marți 20 decembrie. Pe 31 decembrie nu vom avea tradiționala întâlnire a bisericii noastre, să știți. Știu că poate sunt trist, știu unii, poate alții se bucură. Dar pe 31 decembrie nu vom avea întâlnirea de Revelion, așa cum am avut-o de obicei, pentru că duminică, seară, pe 1 ianuarie 2023, deja mi se încurcă limba în gură, 1 ianuarie 2023, la ora 17, ne vom întâlni cu toții aici pentru un timp în care să ne amintim cum a lucrat Dumnezeu în 2022 și să privim spre 2023. Tot în timpul ăsta o să ne împărtășim și cu trupul și sângele Domnului. 1 ianuarie 2023, la ora 17, așa că veniți cu toții. Și ca să ne pregătim așa cum trebuie pentru 2023, deja a apărut caietul de părtășie al bisericii. Pentru toți cei care îl folosiți, Domnul să vă dea putere să continuați să-l folosiți. Pentru ceilalți, caietul de părtășie al bisericii este un mijloc, este o unealtă prin care noi ne apropiem zilnic de Cuvântul lui Dumnezeu. Aveți așa, 2 ianuarie, 1 ianuarie, un text din Scriptură și aveți acolo un spațiu în care să notați ceea ce vă vorbește Domnul, motivele de rugăciune. Cumpărați caietul de părtășie de la standul de carte, costă 15 lei, pentru toți cei care sunteți interesați. Ieri, aici, în auditoriu, a avut loc serbarea copiilor. Serbarea copiilor de la noi de la biserică. Și din nou trebuie să mulțumim instructorilor care slujesc copiilor. Haideți să-i aplaudăm. A fost un moment tare frumos, foarte mulți copii, foarte mulți părinți, și serbare, și cor, și tot ce vreți. A fost frumos. Puteți să vedeți și online, pe YouTube. Dar ceea ce vrem să facem astăzi este să donăm, așa cum am fost și anunțați pe grupul nostru de WhatsApp, să donăm pentru ca pe 25 decembrie să împreună noi ca biserică să oferim copiilor noștri cadouri. Așa că astăzi tot ceea ce veți dărui va fi pentru cadourile copiilor noștri. În timp ce vă scoateți portofelele, pe ecran voi rula câteva imagini de ieri, imagini frumoase cu copiii bisericii noastre, iar după asta ne vom apropia de cuvântul Domnului și o să-l ascultăm pe Eugen. Haideți să ne pregătim pentru colectă. Thank you.
Ce moment înălțător în această dimineață să fim aici cu toții și să ne închinăm împreună lui Dumnezeu. A fost așa un timp binecuvântat la închinare. Mulțumim Dorin și mulțumim echipei de închinare pentru slujirea pe care au făcut-o în această dimineață. Aș vrea să vă salut pe toți și să vă spun bună dimineața. Ne bucurăm pentru momentul acesta pe care Dumnezeu ne-l dă astăzi, să fim aici în locul acesta. Știți cât mai avem până la Crăciun? 2 săptămâni, 14 zile, mai avem puțin până vom sărbători Crăciunul pe 25 decembrie. Ne vom aminti de momentul acesta atât de înălțător când Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământul nostru, a trăit o viață fără păcat și s-a jertfit pentru fiecare dintre noi. Și lucrul acesta înseamnă sărbătoare pentru noi, nu-i așa? Ne bucurăm că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine să se nască pe pământul nostru. Și asta arată dragostea lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Întrebarea pe care vrem să o punem în această dimineață, cum ne pregătim de Crăciun? Cum vă pregătiți dumneavoastră de Crăciun? Știți cum ne pregătim noi de cele mai multe ori să întâmpinăm momentul acesta în viețile noastre și în familiile noastre? Facem curățenie în casele noastre. Câți dintre voi faceți curățenie acasă de Crăciun? Deci curățenia este pe primul plan, nu că ar fi rea, dar de obicei se întâmplă ca de Crăciun să facem curățenie. Florin, trebuie să faci curățenie de Crăciun. Și în familia noastră există ritualul acesta, ca de Crăciun să facem curățenie, poate înainte de momentul acesta. Și am învățat de la Nicoleta, de la soția mea, că are un mod în care ne spune că e momentul de curățenie. Modul în care își prinde părul. Dacă și-l prinde aici sus, cumva într-un cop mai vertical, mai diagonal, așa, înseamnă că e momentul să se implice în curățenie. Iar noi băieți am înțeles lucrul ăsta și de cele mai multe ori ne găsim de treabă. Asta că știu și alte semne din alte familii, Adelin. Pata aceea de pe tavan din balcon nu poate să vină Crăciunul până nu se rezolvă. Sau dulapul acela plin de praf sus, acolo unde nu vede nimeni, trebuie să fie praful șters pentru că vine Crăciunul. Sorine, unde ești? Dă dulapul la o parte și lasă, ajută pe Lenuța să șteargă praful din spatele dulapului. Și pata din aceea din balcon, de pe tavan, trebuie zugrăvită pentru că vine Crăciunul. Cum ne mai pregătim de Crăciun? Facem cumpărături. Cumpărăturile de Crăciun este plăcerea unora dintre noi și tristețea altora. Facem tot felul de cumpărături, avem o listă întreagă, fără număr. Parcă în perioada aceasta mâncăm cu 7 guri. Cărucioarele noastre la Lidl sau la Kaufland sunt pline peste măsură și cumpărăm de toate felurile, chiar și electrocasnicele noastre. Normal, vine Crăciunul și trebuie să ne pregătim în sensul acesta. Dar ce spuneți de cadouri? Fiecare dintre noi facem cadouri în perioada aceasta. Cadouri la grupa de școală duminicală, cadouri la clasa unde sunt. Secret Santa e foarte prezent în perioada asta și facem tot felul de surprize celor dragi ai noștri, cumpărându-le cadouri la școală, la serviciu, în orice context în care noi ne găsim. Mâncare. Foarte multă mâncare. Urmează să vină Crăciunul și trebuie să avem multă mâncare. Pregătim tot felul de platouri, pentru că vorba aia, vine Crăciunul și trebuie să fim pregătiți în toate felurile, cu toate felurile posibile și imposibile. Dar ce spuneți de brad? Nu trebuie să fie și bradul de Crăciun? N-ar fi Crăciunul fără brad și trebuie să fie și el, bineînțeles, așezat undeva în casele noastre,
Pentru că vorba aia e bradul este nelipsit și e scump rău să știți acum bradul. E foarte scump, mai ales dacă luați unul artificial și vreți să îl folosiți pe mai mulți ani, trebuie să scoateți din buzunar câteva sute de lei bune și apoi apare o problemă. Unde îl depozitați? El trebuie strâns, depozitat, pentru că în anul următor să-l folosim din nou. Așa că recomandarea ar fi să luați unul natural, e mai ieftin poate. Sărbările noastre, toate, și la școală, și toate sărbările pe care le avem noi aici, consumă și ele energia noastră și resursele noastre să ne pregătim de Crăciun. Repetițiile care au loc aici, oamenii care se implică, toată această echipă care slujește la fel, trebuie să depună efort că vine Crăciunul. Dar mai apar și plângeri de Crăciun. În perioada aceasta când oamenii se întâlnesc și sunt liberi, am observat că vorbesc de cele mai multe ori de facturi, vorbesc despre scumpiri, vorbesc despre tot ce înseamnă noutățile și informațiile lumii în care noi trăim. Și ajungem să ne plângem chiar de îngrijorările noastre, neajunsurile noastre și chiar de rănile noastre. Și avem o abordare chiar superficială a Crăciunului. Ne pregătim, dar doar acum. A trecut Crăciunul și ne întoarcem la viața noastră pe care o aveam înainte. Am scăpat de Crăciun, sunt mai bun, am dăruit și eu, m-am apropiat într-un fel de Dumnezeu, pentru că este Crăciunul, vorba aceea, dar mă întorc la viața mea normală. De ce așteptăm Crăciunul sau nașterea Domnului în forma asta? Pentru că așa am prins, așa face toată lumea. Toată lumea din jurul nostru așa se pregătește. Curățenie, cumpărături, cadouri, cei trei ce puternici ai sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos, mâncarea, bineînțeles, bradul, sărbările, plângerile noastre, îngrijorările noastre, neajunsurile noastre, superficialitatea noastră arătată de sărbători, vorba aia la Crăciun și la Paști, toată lumea vine la biserică să se închine lui Dumnezeu. Nu se poate să treacă această sărbătoare fără să mă închin și eu, ca și ceilalți creștini. Și asta arată superficialitatea noastră. Dragii mei, cum ne pregătim de Crăciun? Am scris eu acolo, dar nu spune. Cum ne pregătim de Crăciun? Și astăzi aș vrea să răspund la întrebarea aceasta. Pentru ce ne pregătim? Ce pregătim? Și cum știm că vom fi pregătiți? Pentru ce ne pregătim? Ce anume trebuie să pregătim? Și cum știm că suntem pregătiți? Și pentru a răspunde la aceste întrebări în această dimineață, o să vedeți că răspunsurile sunt foarte diferite de ceea ce am prezentat la început, cum face toată lumea. Și în această dimineață vom privi la două tablouri. Unul dintre ele este din Vechiul Testament. Este vorba despre generația poporului lui Dumnezeu care a fost în robia babiloniană. Popor care a stat acolo 70 de ani în robie. Apoi ne vom uita la generația din primul secol, generația în care a trăit Ioan Botezătorul, care a spus: pregătiți calea Domnului în pustie. Și la finalul mesajului de astăzi vom trage câteva concluzii și ne vom aminti cum trebuie să ne pregătim noi astăzi de această sărbătoare. Este a doua duminică de Advent, care înseamnă pregătire. Să ne pregătim inima și viața, ființa noastră, familiile noastre să fie pregătite în așteptarea întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. Așteptarea aceasta să fie o așteptare în credință și, bineînțeles, ne punem întrebarea: ce trebuie să pregătim? Cum trebuie să ne pregătim? Și de unde știm că suntem pregătiți pentru un astfel de moment? Haideți să ne uităm la primul tablou. Este tabloul acela al robiei poporului Dumnezeu din Babilon. Profetul Isaia vorbește foarte mult despre vremurile
în care poporul lui Dumnezeu urma să meargă în robie. Poporul lui Dumnezeu, ori de câte ori se îndepărta de legea lui Dumnezeu, ori de câte ori era împotriva poruncilor lui Dumnezeu, Dumnezeu era acela care trimitea consecințe și una dintre ele era ca poporul să meargă în robie. Vă amintiți că poporul a fost în robia din Egipt? Acolo a stat 430 de ani, dar a fost și în robia din Babilon, unde a stat mai puțin 70 de ani. Aceste robii ale poporului lui Dumnezeu au fost foarte diferite între ele. Dacă în robia din Egipt poporul lui Dumnezeu a trebuit să sufere chin, să muncească acolo de dimineață până seara, chiar la un moment dat fără să primească materialele necesare, găsim lucrul acesta descris în cartea Exod, dacă în robia egipteană poporul acesta a fost un popor care a trudit din greu și după 430 de ani Dumnezeu trimite un eliberator pe Moise, de partea cealaltă, în robia babiloniană, era cu totul diferit. Robia babiloniană era, de fapt, visul oricărui străin. Cultura babiloniană te asimila. Și dacă aveai potențial, dacă erai o persoană intelectuală, dacă erai un bun meseriaș, în Babilon îți găseai locul să te dezvolți. De aceea profetul Isaia spune profeția aceasta cu privire la poporul lui Dumnezeu cu 170 de ani înainte de a se întâmpla. Și de la capitolul 40 din cartea profetului Isaia până la capitolul 66 găsim descrise evenimentele care se vor întâmpla după întoarcerea poporului din robie. Este extraordinar cum prevede lui Dumnezeu toate aceste lucruri. Spune că poporul va merge în robie în primele 39 de capitole, iar de la capitolul 40 dă mângâierea poporului și vestea cea bună că el se va întoarce din robia babiloniană în țară. Provocarea pe care a avut-o poporul lui Dumnezeu este că s-a învățat prea bine în Babilon și n-a vrut să se mai întoarcă în țară. Dacă în Egipt poporul abia aștepta să scape de opresiunile lui Faraon, de munca asiduă sub care se găsea, în Babilon poporul a vrut să rămână. Poporul a vrut să rămână pentru o perioadă mai lungă de timp de 70 de ani. Dar glasul lui Dumnezeu trebuia să se audă în mijlocul națiunii sale care era în robia Babilonului și să iasă din Babilon. În Isaia, capitolul 39, găsim câteva cuvinte pe care profetul le spune împăratului Ezechia, un împărat de altfel bun al poporului Dumnezeu, dar care lasă o moștenire grea și rea poporului, și anume robia. Este bine în Babilon, dar tot mai bine în țara ta. De aceea poporul lui Dumnezeu suferă atunci când pleacă, pentru că este dezrădăcinat pur și simplu și dus într-o țară străină, iar printre străini lucrurile nu sunt în regulă. Profetul Isaia amintește această ieșire a poporului din robie, dar și vremurile mesianice care vor veni, pentru că vremurile acestea îl aveau în vedere pe Mesia, pe cel care urma să vină pentru poporul său. Și bineînțeles, vremurile apocaliptice. Moștenirea pe care Ezechia o lasă este robia. Profetul îi spune, veți merge în robie. Și Ezechia spune, bine că se întâmplă asta, dar nu în timpul vieții mele. E interesantă abordare. Bine că nu vine robia atât timp cât eu trăiesc. Și aș vrea să te întreb astăzi, ca și tată, ca și părinte, ca și mamă, ce moștenire lași generațiilor care vor veni? Te interesează de binele nepoților și a copiilor tăi, a generațiilor care vor veni? Ezechia a spus, nu mă interesează, ei pot să meargă în robie. Și vine capitolul 40 din Isaia și vreau să citim de aici, de la versetul 1 până la versetul 11. Sper că introducerea aceasta va ajuta să înțelegeți cum stau lucrurile cu robia poporului lui Dumnezeu în Babilon și iată ce spune Dumnezeu în cuvântul său cu privire la eliberarea din robia babiloniană. Haideți să ne uităm în Biblie acum. Dacă aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit să o deschideți la cartea profetului Isaia, începând
de la capitolul 40, începând cu versetul 1 până la versetul 11. Iată cuvântul lui Dumnezeu, adresat unui popor care era în robie. Vestea cea bună pe care Dumnezeu o aduce este că trebuie să se întoarcă acasă, în Ierusalim, în familia sa. Și haideți să citim de la versetul 1 din Isaia 40. Mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă: pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorările în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice: strigă! Și am răspuns: ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună, Ierusalimului vestea cea bună, înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda: iată Dumnezeul vostru! Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Amin. Pregătiți calea Domnului. Este titlul mesajului de astăzi. Pregătiți calea Domnului. Poporul acesta care se învățase în robia babiloniană avea de ales între a pregăti calea Domnului, între a ieși din robie și a rămâne acolo, în Babilon. Pentru că în robie poporul acesta se putea dezvolta. Acolo oricine care dorea să se dezvolte putea să aibă această oportunitate să se dezvolte. Nu era limitat de anumite poate legi sau îngrădit de anumite circumstanțe, ci foarte bine era asimilat de cultura babiloniană. De altfel, este visul unor oameni să meargă în culturi din vest și să se integreze, să muncească și să ajungă, poate să-și împlinească visul lor. În robie era un loc mai bun pentru oricine. Și Babilonul din vremurile acelea era un oraș foarte dezvoltat, erau grădini suspendate, râuri care curgeau prin mijlocul cetății. Era frumos să fii în Babilon. Oricine își dorea să fie acolo, în Babilon, și să trăiască în Babilon, să muncească acolo. Chiar și Dumnezeu îi spune poporului său prin Ieremia, în capitolul 29, versetul 4, 5 și 6, zidiți case, cultivați pământul, acolo în Babilon unde veți merge, implicați-vă în cultura societății, pentru că eu vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Am gânduri de pace, spune Dumnezeu, gânduri, un viitor bun, gânduri binecuvântate pentru voi, nu de nenorocire, ci vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Iar atunci când Dumnezeu le spune să iasă din Babilon, ei ar fi trebuit să iasă dintr-un loc bun, dintr-un loc în care puteau să se dezvolte. Și lucrul acesta a devenit pentru ei un test, să lase binele, confortul
și să se întoarcă în țara lor. Dar știți ce se mai întâmpla în Babilon? Închinarea era limitată. Și lucrul acesta nu a fost confortabil pentru poporul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu cerea ca doar lui trebuie să-i se închine poporul. De aceea avem situații în Daniel, spre exemplu, când cei trei prieteni refuză să se închine chipului pe care împăratul a înălțat și datorită acestui lucru ajung în cuptorul de foc. Dar punând în balanță cele două lucruri, dezvoltare, un loc bun, un loc frumos, dar și închinare limitată, poporul alege să rămână în Babilon și să nu plece de acolo. Oare nu este acest lucru și o provocare pentru noi? Lumea aceasta cu tot ce înseamnă bogățiile ei, tot ce ne oferă lumea aceasta cu sistemul ei, nu reprezintă pentru noi o atracție puternică? Să ne gândim să rămânem în Babilon mai mult decât să fim ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim? Exista o poartă faimoasă în Babilon, una dintre cele două 8 porți de intrare în cetatea aceasta, poarta Ishar. O poartă care a fost construită probabil de evrei. Și poarta aceasta dădea sau mergea spre un loc, un templu a unui zeu din Babilon, zeul Marduk. 300 de metri de la intrarea în cetate prin poarta aceasta și până la templul zeului Marduk, era un loc potrivit în care poporul să se arunce și să se închine înaintea acestui zeu al Babilonului. Un crainic anunța și spunea: pregătiți calea Domnului! Trebuie să vă închinați zeului acestuia. Și de aceea cei trei prieteni au ales să rămână în picioare atunci când a sunat goarna ca toată lumea să se plece înaintea lui. Asta însemna robia în Babilon pentru poporul lui Dumnezeu. Cum trebuiau să se pregătească ei? Atunci când Dumnezeu le spune, pregătiți calea Domnului. Cum trebuia să se pregătească poporul lui Dumnezeu? În primul rând, trebuia să-L aștepte pe Dumnezeu. Spuneți-mi mie, în contextul împlinirii profesionale, în contextul bogățiilor, în contextul tuturor lucrurilor care reprezentau atracție pentru poporul lui Dumnezeu, te mai gândeai tu la Dumnezeu? Poporul alege să spună, nu, ne place aici în Babilon. Vrem să rămânem mai mult timp aici. Și după 70 de ani, ei trebuiau să părăsească Babilonul. Toate bogățiile Babilonului trebuiau lăsate, trebuiau doar să se folosească de ele și să se întoarcă spre țara lor, pentru că Dumnezeu avea un plan cu ei. Până la urmă, care-i scopul poporului lui Dumnezeu? Care-i scopul tău? Care-i scopul bisericii pe pământul acesta? Și în funcție de răspunsul pe care noi îl dăm la întrebarea aceasta, ne definim cum trebuie să pregătim calea Domnului. Care e viziunea pe care Dumnezeu o are pentru biserica sa? Ce este biserica până la urmă? Biserica, învățăm la cursul de cateheză, este comunitatea vie în Iisus Hristos, care are o misiune întreită. Care? Trebuie să se închine lui Dumnezeu? Trebuie să aibă părtășie, să se edifice? Și mai spuneți dumneavoastră, ce trebuie să facă biserica? Să se multiplice, să facă evangelizare. Dacă scopul bisericii este pierdut, rămânem în Babilon. De ce suntem biserica lui Hristos? Dragii mei, ești parte din biserica lui Hristos pentru că Dumnezeu așteaptă ca tu să te închini Lui. Atunci când vii aici, atunci când te întâlnești la grupă, atunci când petreci timp cu Dumnezeu, trebuie să te închini Dumnezeului adevărat. Și trebuie să încurajezi pe cei din jur și să spui și altora despre ce a făcut Dumnezeu. Trebuiau să-L aștepte pe Dumnezeu. De aceea trebuia să asculte de chemarea aceea, ieșiți, ieșiți din Babilon.
Nu rămâneți acolo. Eu vă dau o mângâiere și trebuie să ieșiți din Babilon. Trebuia să asculte de ce spune Dumnezeu. Găsim lucrul acesta scris în Ezra, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 4, când Daniel se roagă și vine înaintea lui Dumnezeu, mijlocind despre păcatele poporului, se identifică cu păcatele poporului și unul dintre păcate era acesta: îmi place în Babilon. Dumnezeu a spus, trebuie să te întorci acasă, nu, eu vreau să rămân în Babilon. Și Cir devine glasul Domnului pentru poporul său și dă un decret prin care toți cei care sunt în poporul lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă acasă, la Ierusalim. Avem textul din Ezra. Iată ce spune glasul lui Dumnezeu prin Cir. În cel din tâi an al lui Cirus, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perșilor, care a spus să se facă prin viu grau și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor: Domnul Dumnezeu cerilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim, în Iuda, și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oameni din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este în Ierusalim. Și poporul trebuia să asculte glasul Domnului. Știți că s-au întors câți au ascultat de porunca aceasta să iasă din Ierusalim? 42.360 de persoane. Știți câți erau în robia babiloniană? Aproape 2 milioane de oameni. Știți ce procentaj a ieșit din robie și a ascultat de glasul Domnului să pregătească calea Domnului? 2 sau 3%. Ce s-a întâmplat cu restul? Este logic. Au rămas în Babilon. Și i-au spus ceva de genul: mai bine rob în Babilon decât preot la Ierusalim. Mai bine rob în Babilon decât preot la Ierusalim. Și lucrul acesta ar trebui să fie o lecție pentru noi și să te gândești la viața ta, până la urmă, care este scopul tău? Să fii atras de bogățiile lumii, de împlinirile sau împlinirea pe care o ai prin tot ce faci, sau să te gândești la scopul lui Dumnezeu, acel scop pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Dumnezeu are un vis pentru tine. Dumnezeu are o menire pentru viața ta. Și îți spune astăzi să ieși din Babilon, din orice preocupare care ar putea îngrădi ca planul lui Dumnezeu să se desfășoare așa cum vrea El în viața ta. Ieși din Babilon. Haideți să ne mutăm la al doilea tablou. Tabloul din vremea Domnului Iisus, din secolul I, și aici l-avem pe Ioan Botezătorul, care preia ceea ce a spus profetul Isaia cu privire la generația din robie. Și găsim scris lucrul acesta în Evanghelii, dar aș vrea să citesc de data aceasta, din Evanghelia după Luca, capitolul 3, de la versetul 2 până la versetul 6 și la versetul 10 până la 14. Avem și textul aici pe ecran. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul, capitolul 3, scuzați-mă, începând cu versetul 2. Și în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zacaria, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia:
Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal vor fi prefăcute în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea doar noroadelor care veneau să fie botezate de el, pui de năpârci. Cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. De la versetul 10, noroadele întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? De răspuns, el le zicea, cine are două haine, să împartă cu cine n-are niciuna. Și cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? Și ziceau, el a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Iată ce spunea Ioan Botezătorul celor din vremea lui. Pregătiți calea Domnului. Cu alte cuvinte, ce trebuie să facem? Cum trebuie să ne pregătim de Crăciun? Și Ioan spune simplu generației de atunci. Să aveți grijă unii de alții. Dacă ai două haine, una dintre ele dă-o și celui care n-are. Să vă mulțumiți cu ce aveți, spune Ioan Botezătorul. Și e binevenit acest îndemn și nouă, și pentru noi astăzi, să ne mulțumim cu ce avem. Să fim corecți. Și vameșilor, să le spui să fie corecți, e o provocare mare. Iar Dumnezeu ne spune și nouă să fim corecți. Să ne facem bine treaba, într-un mod excelent, așa cum trebuie. Și Ioan Botezătorul spune aceste lucruri practice generației din vremea de atunci. O generație care l-aștepta pe Mesia, care era de altfel sub ocupație romană. Dacă generația cu 700 de ani înainte urma să fie sub ocupație babiloniană, poporul acesta când vine Mesia este sub ocupație romană. Dragul meu, cum te pregătești de Crăciun? Dacă ne întoarcem la întrebarea cu care am început mesajul de astăzi, cum te gândești să te pregătești de Crăciun? Ce vei face diferit de Crăciunul acesta? Vreau să avem câteva provocări, câteva aplicații pentru noi astăzi. Pregătirea aceasta mi-e îmi spune multe cuvinte despre identitatea mea. Vorbește despre cine sunt eu și cine ești tu. Gândindu-i la Crăciun, la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, aș vrea să răspund la întrebarea cine ești, care este identitatea ta. Ești parte din poporul lui Dumnezeu? Atunci ai o menire, ai un scop. Ești parte din familia lui Dumnezeu, ai un scop pentru care trăiești. Ai o menire pe care trebuie să o împlinești și aceea de preot pentru Dumnezeu. Nu trebuie să rămâi în Babilon, să fii absorbit de sistemul babilonian al lumii în care trăim, ci trebuie acolo unde te găsești să arăți tuturor că ai o identitate de copil al lui Dumnezeu. În al doilea rând, să ai un scop, să știi pentru ce ești pe pământul acesta. Sunt mai multe sezoane în viețile noastre, sunt sezoane în care ne pregătim. Pregătim inima noastră pentru o lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața noastră. Și pregătirile de cele mai multe ori nu se văd. Știți câtă pregătire este pentru un eveniment care se face aici la biserică? Întrebați-i pe cei care sunt implicați în mod direct. Câtă pregătire a fost pentru evenimentul de ieri? Păi trebuie să ai om care să învețe să cânte, colinde.
la stație, la pupitru, oameni pe diferite categorii, proiectare, filmare, sunet, lumini, oameni de ordine și tot ce înseamnă partea aceasta, infrastructura de pregătire. Nu se văd pregătirile acestea. Noi vedem doar ceea ce se întâmplă, concertul sau sărbarea de Crăciun. Și în viața ta poate fi un sezon de pregătire. Un sezon în care poate Dumnezeu vrea să te înveți o lecție. Dumnezeu vrea să atingă ceva în viața ta și să te pregătească pentru un scop măreț pe care îl are pentru tine. Ești copilul lui Dumnezeu, faci parte din familia lui Dumnezeu, ești preot al lui Dumnezeu și Dumnezeu are un scop pentru viața ta. Dar El te pregătește ca să poată să ducă la îndeplinire scopul pe care îl are pentru tine. Dar pregătirea aceea uneori este dureroasă, este lungă. Când semănătorul iese să semene sămânța, el n-aruncă pur și simplu sămânța pe terenul nepregătit. Niciun semănător nu va face asta, niciun agricultor, niciun fermier, ci întâi va pregăti terenul, îl va ara, va scoate răburiana din el, va sfârma bolovanii, până să așeze sămânța, va face ca terenul să fie potrivit, ca sămânța să găsească un mediu prielnic ca să aducă rod. Și face asta nu odată, ci o face în fiecare an. O face în fiecare an și se îngrijește ca acea cultură să aducă rod, dar există un termen de pregătire. Ce pregătești în viața ta? Cum te pregătești pentru Crăciunul acesta? Pregătiți calea Domnului, nu ia omului, ia Domnului. Adică Dumnezeu are un scop pentru tine, are un vis pe care ți l-a dat. Așa cum Dumnezeu te-a creat, cum a investit în tine, cu daruri, cu talente, cu abilități, cu înțelepciunea pe care El ți-a dat-o, cu priceperea pe care ți-a dat-o, Dumnezeu are un scop pentru tine. Care este scopul pe care l-ai pe pământul acesta în Biserica lui Hristos? Biserica trebuie să se închine, trebuie să se edifice și trebuie să se multiplice. Crăciunul acesta din 18 decembrie este un moment potrivit ca să-ți împlinești un scop pe care l-ai pe pământ. Implică-te la lanțul de rugăciune, rupe o oră de acolo, ia-o cu tine și vino sâmbătă aici și roagă-te și mijlocește pentru Gălățeni, pentru că Dumnezeu are un plan cu orașul acesta, cu familiile din orașul nostru. El iubește Gălățenii, El iubește pe cei dragi ai noștri, dar așteaptă ca și tu să te implici. Implică-te în contextul acesta. Sunt câteva acțiuni pe care le poți face pentru Crăciunul acesta. Privind la Ioan Botezătorul, eu pot să mă pregătesc uitându-mă și la caracterul meu. Care sunt lucrurile pe care eu trebuie să le corectez în viața mea? Nu cumva vorbesc prea mult câteodată și nu vorbesc bine? Sau fac anumite lucruri pe care n-ar trebui să le fac? Sau mă uit la anumite imagini și știu că imaginile acelea nu sunt ok pentru mine și pentru viața mea? Aș vrea să te întreb, poți să pregătești calea Domnului lucrând la caracterul tău și corectitudinea ta? Iată ce spune Biblia cu privire la asta în 2 Petru, capitolul 3, versetul 11 și 12. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de mare de căldura focului? La Crăciunul din 25 decembrie, Hristos nu se mai naște a doua oară. El s-a născut. Noi celebrăm și ne amintim de momentul acesta, ci Hristos va reveni, a doua sa venire. Și aș vrea să te întreb, ești pregătit pentru a doua sa venire? Pregătește calea Domnului. El Iisus a venit din cer pe pământ, a trăit o viață fără păcat, El a fost răstignit pe o cruce pentru păcatele noastre, a fost
au fost plătite păcatele noastre, El a viat dintre cei morți, El este în cer, domnește, este la dreapta lui Dumnezeu și ne oferă darul vieții veșnice pentru noi. Dacă ești pentru prima dată sau poate dacă ai venit de mai multe ori la Biserica Emanuel, dar nu te-ai împăcat cu Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos, este un moment potrivit să pregătești calea Domnului, ca El să te facă parte din familia lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu oamenii care au rămas în Babilon din poporul lui Dumnezeu? De la 42.000 până la aproape 2 milioane de oameni? Au preferat bogățiile Babilonului. De aceea profetul strigă, orice făptură este ca iarba, este trecătoare, faima lumii este trecătoare, bogățiile lumii sunt trecătoare, toate aceste atracții ale lumii sunt trecătoare. Toți oamenii care au rămas în robia babiloniană s-au îndepărtat de Dumnezeu și au murit în robie. N-au mai împlinit scopul pe care Dumnezeu l-avea pentru ei, să fie preoți și să-L slujească pe Dumnezeu la Ierusalim. Normal că mai bine să stai în Babilon decât să te întorci într-o casă sau într-un oraș părăsit după 70 de ani. Pentru că dacă te întorceai acasă în Israel, în Ierusalim, trebuia să muncești, trebuia să reconstruiești cetatea, trebuia să reconstruiești templul lui Dumnezeu, iar oamenii au preferat să rămână în confort. Și această alegere a lor a determinat viitorul lui. Au murit toată generația aceasta fără să îndeplinească scopul pe care Dumnezeu îl are pentru ei. Implică-te în a face ucenici. Investește în cineva. Te poți pregăti de Crăciunul acesta apropiindu-te de cei de lângă tine și să le spui despre Dumnezeu. Iar 18 decembrie, 25 decembrie sunt momente, este un prilej deosebit pe care Dumnezeu ne-l dă să ne implicăm în formarea de ucenici, în a invita și pe alții să vadă dragostea lui Dumnezeu pentru ei. Vreau să ne apropiem de încheiere, invit aici echipa de închinare. Vreau să te întreb acum, cum te pregătești de Crăciun? Toate aceste lucruri pe care toată lumea le face ne fură scopul pe care noi îl avem cu privire la pregătirea noastră de sărbători. Dumnezeu vrea să te ia în brațe și să petreacă timp cu tine de sărbători. El vrea să ia oile și miei în brațele sale, spune profetul, și să le aducă la sine. Ce imagine frumoasă! Nu în Babilon, nu preocupările lumii, nu oboseala și stresul și aglomerația, ci acea relație, acea intimitate cu Dumnezeu. Te poți pregăti de Crăciun dezvoltând o relație cu Dumnezeu, cunoscând voia Lui. Știi cât e de bun Dumnezeul nostru? Este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care e dragoste, un Dumnezeu care te iubește, un Dumnezeu care dorește părtășia cu tine, un Dumnezeu care are milă de tine și de cei dragi ai tăi. Bucură-te de părtășia cu Dumnezeu de zilele acestea. Soția mea ne spune în perioada aceasta a Crăciunului, pe lângă faptul că trebuie să facem curățenie și multe altele, îmi spunea un moment dat, hai bărbate, citește-ne din Biblie. Citește-ne din ce s-a întâmplat, să vedem ce s-a întâmplat în perioada aceasta a sărbătorilor de Crăciun. Și citim din Evanghelii despre întruparea Mântuitorului. Este un timp potrivit să te implici în familie și să le explici celor din familia ta de ce sărbătorim Crăciunul și să ai un timp de rugăciune și să-ți definești scopul pentru care trăiești și etapa, sezonul din viață în care te găsești. Care e visul după care tânjești? Ce vrei să faci cu viața ta? Care este menirea ta pe pământul acesta? Gândește-te și răspunde în felul acesta pregătind calea Domnului și implică-te, roagă-te și dăruiește, ai grijă de viața ta,
corectează ce trebuie corectat și nu rămâneam în Babilon, ci mergi spre țara pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Cetățenia ta nu este de pe pământ, este din ceruri. Tu mergi spre o destinație și destinația pe care tu o ai este cerul, împărăția lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu vrea să se folosească de tine în drumul acesta ca să modeleze viața ta și viețile celor din jur. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să cântăm împreună. Apoi ne vom ruga ca de sărbătorile acestea să înțelegem cu adevărat cum trebuie să ne pregătim și ce trebuie să facem și să rămânem conectați cu Dumnezeul nostru, să rămânem în părtășie cu Dumnezeul nostru și să ne arătăm dragostea față de El în multe feluri. Haideți să cântăm împreună.
Haideți să ne rugăm împreună, să venim cu rugăciunea noastră fiecare dintre noi. Dumnezeul nostru, ești așa de bun cu noi. Ai un plan cu viața fiecăruia dintre noi. Ai un scop. Tu lucrezi în viața noastră și vrei să împlinim voia Ta. Doamne, ne rugăm astăzi să ne ajuți să facem toate lucrurile în acord cu Tine și cu planurile Tale. Acolo unde ne-ai așezat pe fiecare dintre noi, fă-ne să fim agenții Tăi, să aducem împărăția Ta și lumina Ta. Misiunea pe care o avem fiecare dintre noi în lumea aceasta, vrem să o împlinim, Doamne, ca la sfârșitul vieții să știm că ne-am trăit viața cu folos, cu sens. Resursele pe care le-ai pus la dispoziția noastră, toate facilitățile pe care Tu ne le dai, ca persoane, ca biserică, ca familii, vrem să le punem la dispoziția Ta și să facem voia Ta. Doamne, dacă ne-am rătăcit în lumea aceasta și ne-am pierdut din vedere, Doamne, direcția, Te rugăm frumos ca în această dimineață să ne vorbești și să ne arăți calea. Atrage-ne la Tine, vorbește-ne Tu despre scopul Tău și misiunea pe care o avem. Doamne, deschide-ne ochii să vedem binecuvântările Tale. Ca și popor al Tău, vrem să Te slujim pe Tine, Doamne. Vrem să ieșim din Babilonul lumii acesteia și să arătăm lumii că suntem o împărăție de preoți, o familie binecuvântată de Tine. Ne rugăm pentru Biserica Emanuel să cunoască planurile Tale și voia Ta. Ne rugăm ca fiecare persoană care este la închinare astăzi să primească de la Tine, Doamne, resurse și binecuvântări ca să meargă înainte și să aterizeze în brațele Tale. Nu vrem, Doamne, ca toată strălucirea lumii acesteia să ne atragă de pe calea Ta, ci vrem să ne rededicăm astăzi Ție și să spunem că ne-ai creat cu un scop și vrem să împlinim scopurile Tale pe pământ. Doamne, binecuvântă duminica viitoare, concertul de colinde. Vrem să ne implicăm ca și trup, ca și biserică, pentru a duce mesajul Tău celor care nu Te cunosc, celor care sunt departe de dragostea Ta. Fă ca duminica din 18 decembrie și 25 decembrie să fie duminici în care biserica Ta să se implice în rugăciune, în post și în a invita oamenii spre Tine. Îți mulțumim pentru toată dragostea Ta și pentru tot ce ai pentru noi. Știm că ai gânduri de pace și nu de nenorocire. Știm când vrei să ne mângâi. Poate unii dintre noi suntem în perioade, Doamne, aride, când durerea, tristețea și descurajarea sunt prietenii noștri. Ne rugăm, Tată, ca în pregătirea aceasta a vieții pe care o faci prin circumstanțe și prin tot ce ni se întâmplă, prin stările prin care trecem, această pregătire să ne facă să aterizăm, Doamne, spre locul pe care Tu l-ai pregătit pentru noi. Pune-ne picioare pe căile Tale, Doamne, și fă, Doamne, să ne ridicăm privirea spre Tine, care ești izbăvirea noastră și căpetenia noastră. Binecuvântă biserica cu scopurile Tale pe pământ și vrem să-Ți împlinim viziunea pe care o ai. Doamne, ești așa de frumos și planurile Tale sunt așa de bune și așa de mărețe.
Tată, ne rugăm ca să crească în noi dorința după Tine și împărăția Ta, să știm cine este Dumnezeul nostru care a venit pe pământ și a murit cu locul nostru și prin moartea Lui, prin învierea Lui dintre cei morți, a făcut din noi o împărăție de preoți. Doamne, atrage-ne pe toți în fiecare zi la părtășia cu Tine. Arată-ne dragostea Ta prin cuvântul Tău. Fă să ne săturăm de bunătățile Tale pe care ni le arăți în fiecare zi. Sufletul nostru Te caută pe Tine, tânjește după prezența Ta. Vrem să știm cine ești Tu, Doamne, pentru noi și care sunt căile Tale pe care le ai pentru noi. Doamne, resursele sunt la dispoziția noastră și ne rugăm astăzi ca toate aceste resurse să se reverse din belșug. Ploaia târzie să vină peste pământul setat al inimilor noastre și Tu, Dumnezeul nostru, să faci minuni în poporul Tău. Ești Dumnezeul care lucrează și astăzi. Puterea Ta este mare, Doamne. Brațul Tău nu s-a scurtat și Tu ești un Dumnezeu care vine. De aceea vrem să pregătim calea Ta în lumea aceasta unde ne-ai așezat. Mulțumim, Tată, pentru că ne dai prilejul acesta să fim parte a împărăției Tale și să fim parte a scopurilor Tale. Te binecuvântăm și îți mulțumim în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Acum, înainte de a ocupa locul, aș vrea să te invit să petreci un minut sau două cu persoana lângă care stai și să-i spui cum te pregătești de Crăciun. Ce vei face de Crăciunul acesta, de sărbătorile acestea? Care este lucru practic pe care îl vei face ca viața ta să arate o viață de copil de Dumnezeu, o viață din poporul lui Dumnezeu? Te rog să împărtășești cu cineva și dacă ne urmărești online și ești cu noi acum, te încurajez și pe tine să scrii pe chatul bisericii cum te pregătești de Crăciun. Comunică cu noi prin forma aceasta, fie pe Facebook, fie pe canalul de YouTube, cum te pregătești de Crăciun. Și îți mulțumesc că ai fost cu noi astăzi la timpul acesta și mă rog ca Domnul să te binecuvinteze, să fie cu tine și să-ți dea har. Scrie-ne acolo salutul tău și cum te pregătești de Crăciun.